Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod cu labirintul din Minecraft. Înainte de a începe, v-aș ruga să mergeți pe primul link din descriere unde aveți canalul meu secundar și să vă abonați și acolo să ne strângem 5.000 de pandalini. Ar fi frumos ca de anul nou să ne strângem 5.000, așa că abonați-vă, bă, aoleu, când deja începe ploaia. Probabil ați văzut deja în titlu, astăzi vom pune în labirint un sătean, adică un villager, și un zombalău. O să fac zi weather clear. Așa, bun. Vreau să-mi spuneți dacă observați ceva diferit la episod. Nu o să vă zic despre ce e vorba. Vreau doar să-mi spuneți dacă observați, pentru că eu sincer nu-mi dau seama, așa am nevoie de ajutorul vostru. Dacă nu observați nimic diferit, înseamnă că totul e perfect. Dacă observați ceva diferit, să-mi spuneți acolo în comentarii. Bineînțeles, să-mi spuneți în comentarii și ce episoade ați vrea să mai facem pe viitor. Atât cu arenă, cu labirint și orice altceva. Bun, hai să începem. O să dau summon la... summon Minecraft. De fapt, stai mă că avem ouă, bă. M-am tot jucat eu aici cu comenzile și... Așa, bun, deci unul de ăsta. Un zombalău. M-am tot jucat cu comenzile și apoi numai la comenzi mi-a mai stat capul. Ideea e că time set night, trebuie să fie noapte pentru zombalău. Bine, era deja noapte, dar m-am asigurat că e noapte pe-a binelea. Și primul care ajunge la scorul de 10 o să fie declarat câștigător. Ok, avem un villager și avem un zombi. Bă, serios, pui de zombi. Mamă, ce fuge puiul de zombi. Doamne. Aoleu. Bă, că nu moare. Mă călâmpi... Aoleu, maică... 1-0 zombie. Aoleu, și mai e și pui, frate. Vai de capul meu. Păi știți cum facem? Hai să nu mai spawnăm alt... De fapt, nu, hai să fie totuși un zombie normal, nu pui. Și de data viitoare facem ce am vrut să fac acum. Urmează să vă zic. Bun. Zombalău am putea să-l lăsăm pe cel care este, că oricum el nu-și ia damage, bine... Dacă nu intră în foc, logic. Asta se mișcă mai încet, deci o să fie mai încetișor acum. Și să vedem dacă... Probabil v-ați dat deja seama, villagerul ia un punct dacă reușește să evadeze din labirint, ceea ce s-a întâmplat acum! Gata, a ieșit. Deci dacă ajunge până aici, e suficient. Pentru mine înseamnă că a ieșit. Ăsta-l și lăsăm în pace. Te las în pace, frate. Bine, acum... Nu, de fapt, suntem nevoiți să-l omorâm, pentru că zombiul se duce după el, din păcate. Da, au reușit să evadeze și zombiul pentru că el mereu urmărește omul. Ok, avem 1-1. Și să vedem. Probabil nu v-am spus, deci zombiul o să ia punct dacă reușește să împiedice omul să evadeze. Hai să vă văd. Apropo, un cochiste, bă, la episodul anterior am ajuns pe locul 3 în trending, deci nu-mi vine să cred. Iar, bă, ce deștept e omul! Deci vă mulțumesc super mult pentru susținere. Nu uitați să dați un share și la acest episod pentru că înseamnă foarte mult. Am făcut peste aproape 80.000 de vizionări în prima zi. Bă, nu sunteți normal. Bă, de fapt nu în prima zi, în două zile. Stați, scuze. Ok, n-am vrut să-l omor pe ăsta. Stați că-l pun la loc. Este 1, nu. Deci este 2-1 pentru om. Foarte tare. Bine, practic și zombie tot om, dar înțelegeți voi. Aoleu, am căzut. Am căzut eu. Ok. Hai să vedem. Bă, deci vă mulțumesc super mult pentru susținerea din ultimul timp, de la toate videoclipurile, dar mai ales la videoclipul de labirint. Am făcut un record pe acest canal. Am ajuns pe locul 3 în trending. Mamă. N-aveți idee cât înseamnă. Și ne apropiem de 70.000 de abonați. Hai să vedem. Eu sincer aș ține cu omul. Mi se pare foarte deștept omul. Nu cred că o să-l... Ok. 2-2. 2-2. O să punem direct un om. Zombalăul lăsăm pe ăla în pace. Hai să vedem. 2-2 în labirintul nostru frumos. Poate și 100% de fapt o să facem un alt fel de labirint pentru alte animale sau alți mobi. Rămâne să vedem. Trebuie să o gândesc bine. Opa. Că am mai încercat eu destul de multe chestii și sincer nu mi-a prea ieșit. Și încă o chestie, ca fapt divers, este 7 dimineața când filmez și nu am dormit, deci unii dintre voi acum vă treziți, eu acum încep să filmez. Bă, eu acum am dat seama că la 9 dimineața urmează să postez clipul. Hai că mă culc și eu azi.
24 de ore fără somn sau sal? Bă, că omul e destul de deștept, sincer. Uite-te că iar o evada, mă. Bă, ăsta reușește să evadeze, deci nu pot să cred că chiar contează. Ok, l-am omorât, deci zombalul așa. Stai să-i punem un punct la om. 3-2 pentru om. Frumos. Se pare că se mențin amândoi binișor. Haide, zombalăule, haide. Bă, dar și zombalăul e foarte deștept. Miroase oamenii de la distanță foarte mare și urmărește perfect. Weather clear. Ar fi frumos să fie frumos afară. Frumos, dar noapte, că altfel ne moare zombalăul. Deci știți că pe episodul anterior, pe care oricum îl aveți la sfârșitul episodului acolo, în adnotarea aia, ce am vrut să zic? Vulpea a fost așa și așa, nu foarte deșteaptă. O câștiga vulpea, dar... Ce se întoarce, ești nebun? Nu contează, e evadat, dar asta e tot ce contează. Bun, deci vreau să zic că... Bă, nu te mai întoarcem aici. Vulpea a câștigat, dar nu a fost foarte deșteaptă pentru că... Nu a reușit să evadeze decât de două ori, din câte țin minte. Stai să-i pun punctul la om. Time set... Time set night. Punctul la om. Ok, 4-2 pentru om deja, mamă, mamă. Ok, o să pun omul aici, zombalău aici. Bun, și 2. Deci faza e că omul chiar reușește să evadeze mai de fiecare dată, văd. Nu prea are tupeu zombalău să-l bată și timp. În schimb, vulpea o câștiga datorită faptului că lupul nu prea era în stare să facă prea multe chestii. Dar văd că omul câștigă pe bună dreptate, dar apare nu și acum. Pare o să fie egalitate. 4-3, ok. Ne spawnăm un om. Am văzut că o reacționa la videoclipul meu și Houdini și Foxy a fost forță, bă, forță. Abia târziu am realizat și eu că de fapt videoclipul chiar a fost cu ei, că a fost vulpe și câine. Adică cum sunt Houdini și Foxy, pe care i-aveți și pe ei în descriere, bineînțeles. Foarte tare că nu m-am gândit la chestia asta. Acum cine o să mai reacționeze? Om vs. zombie. Cine e om, cine e zombie? Hai să vă văd. Hai, vă aștept cu reacțiile. Uite, bă, ce aproape. Bun, haide, haide, evadează, evadează, evadează. Am zis că țin cu omul, deci de aia vreau să evadeze. Ok, aparent chiar o evada nebunul. Zombalăule. Bă, deci chiar sunt deștepți oamenii, jur. Ok, 5-3 pentru om. Un scor foarte, foarte apropiat. Primul care ajunge la 10 câștigă, după cum v-am zis. Eu sper că filmez, da, filmez. Avem aproape 8 minute deja. Ideea e că mi-am schimbat și calculatorul, doar că încă nu-i gata, cred. Ok, eu câștigat zombalăul. Încă nu-i gata, deci n-are sens să zic nimic. Hai să punem omul până trecem scorul. 5-4, hai de capul meu. Haide, haide. Deci probabil urmează videoclipuri cu jocuri mult mai interesante și... videoclipuri care să meargă mult mai bine și să se vadă mai bine, pentru că ne permitem și noi o calitate mai mare acum. Până acum niciodată nu a omorât omul doar lovindu-l, dar acum cred că se va întâmpla. De că s-a îmbrățișat, bă! Bă, de ce s-a îmbrățișat, nebunii? Omul are și un avantaj că e destul de rapid și foarte deștept, mă. Bine, amândoi sunt deștepți, dar omul chiar e deștept. Nu mă așteptam, sincer. Deci chiar e conceput să fie mult mai deștept decât un animal, exact ca în realitate. Uite-te și tu, iar o evadat. O să-i dăm punctul. Păi nu mai aici asta omorită, că și fuge de mine. Bă, unde-i zombi? Ce faci, frate, aici? Pentru cine se întreabă de ce eu mor pe ăștia dintr-o bucată, pentru că am enchant de sharpness level 1000, lejer de vară. Hai să dăm punctul la om. 6-4 momentan. Ha. Haide, du-te, zombalăule, să vedem cine câștigă. Sper că vă duc și pe voi capul să spuneți la început în comentarii cine credeți că câștigă și nu acum, că acum nu mai are sens. Am înnebunit, bă, deci dacă zic ceva pe videoclipul ăsta, nu mă băgați în seamă. Gândiți-vă că e 7 dimineața. Eu n-am dormit. Am înnebunit, sunt nebun. Mamă, ce repede o evadat de data asta, deci ăsta a fost record. Time set night. Dacă o cronometra cineva, vai de capul meu. Ok, mai dăm un punct la om. Până îl spawnăm. E 7-4 pentru om. Deci dacă mai am încă 3, o câștigat. Opa, o căzut singur în lavă. Pentru prima oară când s-o sinucis omul, bă.
Până acum l-a mai împins zombalău, dar cum s-a sinucis el, bă. Și cum a stat pe loc și moare. O să moară? Da, a murit. Mamă, ce trist. Hai să-i dăm punctul la zombalău. 7-5. Am vrut să verific ceva, ok, ok. Cred că e bine, Doamne ajută. Gata, haide. Bă, dar zombalău parcă știe ce facem aici. Mă vine și mă ajută să... S-o pus aici frumos. În poziția lui de start. Ce episod blană, ce-mi place. Nu uita să dați voi un like ca să ne promoveze și mai mult. Cine știe, poate ajungem pe 2 în trending. Cine știe. Doar voi știți, de fapt. Mori, 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 mori. Pe episodul anterior, dacă o vulpă reușit să scape, am lăsat-o în libertate, dar... Aici nu putem, că zombalăul urmărește la infinit, din păcate. Hai să vedem, mai trecem un punct la om. E 8-5. Totuși foarte apropiat, hai de omule, du-te. Du-te, opa, am intrat în lavă. Nu te uita la mine, du-te acolo la zombalău. Haide, mamă, m-a luat și o durere de burtă așa instant, acum în timp ce filmez. Am nebunit. Nu mai pot. Ce cap pătrat. Cum se vedea, uite cum se vede de aici, nu știu. Adică e evident că toată lumea are capul pătrat, dar parcă mi-e supruc, e așa dubios. Haide, mamă, cum se aude lava. Nu știu dacă se aude și pe videoclip, dar aud lava într-un hal. Uite, mă, că iar reușește, mă, reușește iar. Uite că e tot nebun un pic. Mă rog că îl împinge zombalău. Dar se descurcă, mă, se descurcă. Ok, deci avem scorul de 9-5 pentru om. O să mor. Deci asta ar fi ultima rundă. Dacă omul câștigă, e gata, bă. Ok, hai să vedem. Cea mai importantă rundă, poate. Pentru că e 9-5, time set, night. Stai că se face zi afară. A, doar mi s-a părut mie, aparent. Am uitat, am la soare. Uite, mă, că a pierdut-o, mă. Bun, forță. Mai punem un om. Trecem la punctaj. 9-6. Am spamat acolo. Deci 9-6 e scorul momentan. Haide, mă. Nu mai câștigi acum la final, nebunule care ești. Haide, mă, că am încredere în tine. Am pariat pe tine. Toți banii mi-am pus pe mine. Pe mine, aolo. Pe tine. Pe tot pambusul mi-l-am... Aolo, am zis pambus în loc de bambus. Mamă, nu mă băgați în seamă. N-are sens. Și tocmai ați asistat la ultima rundă pentru că a câștigat tot omul. Avem 10-6 scorul pentru om, adică pentru villager, pentru sătean, înțelegeți voi. Deci aparent omul este mai deștept decât zombalău și sincer mă așteptam la asta, era un pic evident. Sper că v-a plăcut episodul, nu uitați de un like, share, subscribe, clopoțel. Vă mulțumesc super mult pentru susținerea blană din ultimul timp. Și noi o să ne revedem mâine cu un nou episod la fel de blană și cine știe, poate chiar și astăzi cu un live, nu știu, mă mai gândesc. Vă salut, pa, pa!